Societatea Studențească de Chirurgie Timișoara a acordat diplome celor care au contribuit activ la dezvoltarea educației medicale non-formale din oraș. Medici, profesori, cadre didactici ale Universității de Medicină, voluntari în cadrul evenimentelor derulate în ultimul an au fost recunoscuți și răsplătiți pentru contribuția lor. În această seară, noi, Societatea Studențească de Chirurgie din Timișoara, organizăm o gală de premiere a tuturor celor care ne-au susținut de-a lungul acestui an și nu numai, și în anii precedenți. Activitățile au fost multe, noi am avut nevoie de îndrumare din partea cadrelor noastre didactice, iar ele au făcut acest lucru și iată-ne aici. Le vom acorda niște diplome, mai mult ca semn al mulțumirii noastre față de dânsii. Noi, ca studenți, suntem la început de drum și mereu dorim să creștem mai mult. Ori ei ne-au susținut prin... Ne-au susținut ajutându-ne să creștem, să ne îmbunătățim cunoștințele din punct de vedere științific, dar și practic. S-au strâns multe activități și atunci noi simțim nevoia să mulțumim tuturor celor din jurul nostru. Diplomele sunt multe, sunt în jur de 80 aproximativ. Acordăm diplome și trainerilor, voluntarilor noștri care au depus foarte multă muncă de-a lungul semestrului și anului, de fapt. Și medicilor, desigur, și domnilor profesori, cadrelor noastre didactice, medicilor chirurgi și nu numai, și conducerii UMF-ului. Eu personal i-am susținut și nu numai eu, nu sunt singurul, au susținerea întregii universități pentru ceea ce vor ei să facă. Mă rog, este o inițiativă lăudabilă a lor, faptul că au această preocupare care nu e neapărat obligatoriu ca cei care fac parte din această societate să urmeze calea chirurgiei. Nu, departe gândul ăsta de realitatea de care se vor lovi, dar este de fapt un exercițiu foarte bun pentru un viitor medic care, sigur, trebuie să aibă niște abilități practice, să știe să coase o plagă, să sutureze, și mai mult decât atâta, este lăudabilă inițiativa lor în care ei ar putea să aibă cu totul alte îndeletniciri, poate mai interesante, mai plăcute, dar cu toate astea ei renunță la o parte din aceste îndeletniciri ca să-și urmeze această cale care este mai mult decât lăudabilă și prin proiectele pe care le au în derulare. Sunt o serie de cursuri care le-au făcut, le-au implementat, sunt altele care urmează să intre în activitate. Și repet, au susținerea nu neapărat a mea, au susținerea întregului colectiv al Universității de Medicină, a profesorilor care sunt șef de secție în clinicile chirurgicale, care, sigur că da, ei au fost acceptați, au fost primiți cu toată căldura alături de noi și în măsura în care putem să-i ghidăm, o să-i călăuzim. O generație norocoasă în comparație cu generația noastră și o generație cu foarte multe calități care se lasă descoperite. O generație încurajată de Universitatea de Medicină din Farmacie din Timișoara să poată să facă performanță în aproape toate domeniile și o generație în care, iată, o a doua generație, pot să spun, pentru că la această modalitate de organizare am contribuit la înființarea ei în facultate, iar acum este o a doua generație de lideri care duc cu finețe, cu bun gust și cu rezultate îndemânarea colegilor lor spre probabil viitorii chirurgi de succes ai planurilor noastre. Este o generație, în orice caz, cu alte perspective decât generația din care fac eu parte, cu altă deschidere. Bineînțeles că ei nu știu până ce am trecut noi. Au totuși ceva bun, mă refer la studenții din Societatea de Chirurgie, ceea ce eu am apreciat, anume dragostea pentru o profesie anume, în speță, în cazul nostru, pentru chirurgie. Și dacă înainte eram organizați să facem anumite lucruri care poate ne plăceau, nu ne plăceau, eu vedeți, ei se organizează singuri să le facă. Deci au și un spirit antreprenorial mult mai bun decât generația noastră și înclinația lor sper să-și țină spre chirurgie, de să nu fie numai așa pasageră trecătoare,
de moment și să se și dezvolte în domeniul acesta. Este un domeniu greu, dar un domeniu antrenant, palpitant și cu multe satisfacții.